Suntem la o binecuvântare de copii și lucrul acesta nu este doar despre copii, despre copiii aceștia, nu este doar despre familiile acestea, dar vreau în această seară, pe scurt, să înțelegem rolul nostru de părinți, menirea noastră ca părinți, să înțelegem că în această seară, pe când noi îi cerem lui Dumnezeu să binecuvinteze copiii, în același timp, Dumnezeu ne cere nouă să binecuvântăm copiii. Credeți asta? Noi îi cerem lui Dumnezeu să ne binecuvinteze copiii, dar Dumnezeu spune, binecuvântează-ți copiii, binecuvântă-ți copiii. De aceea, în această seară, pe scurt, doar câteva afirmații simple, clare, însă vreau să ne rămână bine întipărite în minte, că asta este cea mai mare responsabilitate a noastră ca părinți. Binecuvintează-ți copiii. Mă adresez acum în primul rând lor, dar fiecărui părinte, binecuvintează-ți copiii. Mai înainte de orice, binecuvintează-ți copiii. Îi aduceți acum, înainte să înceapă viața lor, îi binecuvintezi, pentru că înainte de orice trebuie să-i binecuvintezi. Nu aștepta să se întâmple ceva, ci binecuvintează-i deja. Nu aștepta ca ei să merite, înainte de orice, binecuvintează-i. Nu aștepta ca ei să ceară asta, binecuvintează-ți copiii. Mai înainte de orice, binecuvintează-ți copiii. Mai mult ca orice, binecuvintează-ți copiii. Nu cere, nu pretinde, nu condiționa binecuvântarea. Oferă-o așa cum de multe ori ne-a oferit-o și nouă Dumnezeu, gratis, fără să o merităm, fără să fim vrednici de ea. Binecuvintează-ți copiii. Nu te enerva, ci binecuvintează-ți copiii. Nu te supăra, ci binecuvintează-ți copiii. Nu te agita, ci binecuvintează-ți copiii. Nu blestema, ci binecuvintează-ți copiii. Nu le dori răul, ci binecuvintează-ți copiii. Nu le dori pedeapsa, ci binecuvintează-ți copiii. Înțelege că rolul cel mai important ca părinte este ca întotdeauna, în orice vreme, în orice timp, în orice situație, orice s-ar întâmpla și oricum ar fi, binecuvintează-ți copiii. Mai mult ca orice, binecuvintează-ți copiii. Mai presus de orice, binecuvintează-ți copiii. Nu le reproșa. Vor greși, vor eșua, însă binecuvintează-ți copiii. Nu le nega binecuvântarea, nu spui, nu te binecuvintez, nu ai binecuvântarea mea. Binecuvintează-ți copiii, nu-i priva, nu-i lipsi de binecuvântare. Înțelege că cel mai prețios cadou, cea mai scumpă comoară pe care o poți oferi copiilor tăi este binecuvântarea. Și binecuvântarea înseamnă să le dorești binele. De aceea suntem chemați, de aceea avem obligații, avem responsabilitatea. Dumnezeu, da, îi binecuvintează, dar așa cum altă dată Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați. Îi și învață cum să-i binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Voi credeți că aceste binecuvântări ar trebui să le rostiți zilnic, în fiecare zi? Înainte să iasă din casă, binecuvintează-i. Mai mult ca orice, mai mult decât reproșuri, mai mult decât critici, mai mult decât să-i înveți, mai mult decât să faci orice, binecuvintează-i. Binecuvântarea este lucrul cel mai important, este cel mai valoros, este cel mai scump.
De aceea, mai presus de orice, binecuvintează-ți copiii, mai înainte de orice, binecuvintează-ți copiii, mai mult ca orice, binecuvintează-ți copiii, mai presus de orice, binecuvintează-ți copiii. Au nevoie de binecuvântare și dacă părinții nu o dăruiesc, atunci cine? Cine îi va binecuvânta dacă voi, ca părinți, nu-i veți binecuvânta mai mult ca orice, mai presus ca orice, mai înainte de orice? Acesta este rolul cel mai important al nostru ca părinți, pentru că prin noi, ca părinți, Dumnezeu își revarsă binecuvântările asupra copiilor. Și un copil care crește într-un mediu al binecuvântării, nu doar al reproșurilor, al nervilor, al așteptărilor, al dezamăgirilor, al criticilor, al orice, însă mai puțin de binecuvântare, acel copil va fi privat de lucrul cel mai valoros, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă, într-o familie, mai presus de orice, mai înainte de orice, mai mult ca orice, va auzi în urechile lui binecuvântarea, acel copil va înțelege, va primi și eu cred că va fi binecuvântat. Eu cred în valoarea binecuvântării. Eu cred în puterea binecuvântării. Eu cred în superioritatea binecuvântării, că e lucrul cel mai important pe care îl putem oferi copiilor noștri. Binecuvântarea. Binecuvântarea va conta mai mult și decât educația, și decât învățăturile și de sfaturile pe care poți să-l dai. Înainte de orice, binecuvintează. Da, e bine să-i înveți, dar binecuvintează. E bine să îi mustri, dar nu uita și să-i binecuvintezi. E bine și să-i pedepsești când greșesc, cu măsură, cu rațiune, dar nu uita și să-i binecuvintezi. Pentru că acesta este lucrul cel mai important. Binecuvintează-ți copiii. Binecuvintează-ți copiii. Nu îi priva, nu îi lipsi de binecuvântare. Lucrul cel mai important, mai mult decât de pâinea cea de toate zilele, au nevoie de binecuvântare. Mai mult decât o casă sau o mașină, mai mult decât de bani, mai mult decât o școală, o diplomă, mai mult decât orice, în relația părinte-copil, cel mai important lucru rămâne binecuvântarea. Pentru că și în relația mea personală cu Dumnezeu, în relația ta personală cu Dumnezeu, cel mai important lucru este și rămâne binecuvântarea. Dacă am înțelege valoarea, dacă am înțelege importanța, dacă am înțelege durabilitatea binecuvântării, cred că am face mult mai mult. Nu-i timp seara aceasta, ne oprim aici, însă dorim să nu ne oprim niciodată din a ne binecuvânta copiii. Să fie binecuvântarea un mod de viață, să fie binecuvântarea un mod de a vorbi, un mod de a comunica, un mod de a ne transmite emoțiile, orice, emoțiile noastre să fie totdeauna îmbibate de binecuvântare, să-ți binecuvintezi copiii, să-ți binecuvintezi casa, să-ți binecuvintezi familia. Dumnezeu să ne binecuvinteze!